Cum știi dacă ai sau nu ineditul coronavirus care cauzează boala COVID-19? Doctorii au descris unele dintre cele mai comune simptome, inclusiv unele rare, precum pierderea mirosului, ceea ce sugerează că ar trebui să fi testat. Potrivit epidemiologului Mark Lipsic, virusul ar putea infecta în cele din urmă între 40 și 70% din toată populația de pe glob în anul ce urmează multe dintre acele cazuri vor fi moderate, iar unii oameni ar putea chiar să nu prezinte simptome deloc, dar ideea de a fi infectat cu un virus poate fi înfricoșătoare. Simptomele la care trebuie să fii atent potrivit centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor sunt febra, tusea și dificultățile de respirație. Acestea apar de obicei undeva între două zile și două săptămâni de la expunerea la virus. Doctorii au adăugat de curând pierderea mirosului ca un potențial simptom care ar putea apărea fără alte simptome. Potrivit unui raport din jurnalul Asociației Medicale Americane, 89% dintre pacienții cu COVID-19 care au fost spitalizați au avut febră, între 76% și 82% au avut tuse secă și între 11% și 44% au raportat slăbiciune sau oboseală. Boala pare să fie tot mai severă odată cu înaintarea în vârstă, cu o rază de acțiune cuprinzând oameni între 30 și 79 de ani, în special în Wuhan, unde a început totul. Evident că există și excepții, copiii par să fie cei mai puțini afectați, iar simptomele lor sunt cele mai puțin vizibile. Cu toate acestea, un studiu făcut recent pe 2000 de copii confirmați sau suspectați de COVID-19 a arătat că 6% dintre ei au dezvoltat boala într-o formă severă sau critică. În cazurile mai serioase de COVID-19, pacienții experimentează și pneumonia, ceea ce înseamnă că plămânii lor încep să se umfle cu punguțe de puroi sau de fluide. Acest lucru conduce la dificultăți de respirație și la tuse dureroasă. Totul începe cu febra, care este cel mai comun simptom pe care îl au oamenii afectați de acest virus. În momentul înregistrării acestui videoclip, boala a ajuns în mai mult de 150 de țări, iar America se află pe primul loc, depășind numărul cazurilor din China. SUA a raportat 10.000 de cazuri și mai mult de 1.000 de decese. Cercetările centrului chinez pentru controlul și prevenirea bolilor au sugerat că aproximativ 80% din cazuri sunt ușoare, în jur de 15% dintre pacienți au simptome severe și 5% au ajuns în stare critică. Iată cum progresează simptomele printre pacienți. Ziua 1, pacienții au febră. De asemenea, ar putea experimenta oboseală, dureri musculare și tuse seacă. O mică parte dintre ei pot avea chiar diaree sau greață cu o zi înainte sau două. Ziua 5. Pacienții ar putea avea dificultăți de respirație, în special dacă sunt mai în vârstă sau au alte condiții medicale preexistente. Ziua 7. Cam atât durează în principiu până când pacienții sunt duși la spital, arată studiul de la Universitatea din Wuhan. Ziua 8. La acest punct, pacienții care au boala în forme severe pot dezvolta sindromul acut de insuficiență respiratorie, o boală care se dezvoltă când fluidele încarcă plămânii. Sindromul este adesea fatal. Ziua 10. Dacă starea pacienților se înrăutățește, aceasta este perioada din timpul progresului bolii când este foarte posibil ca aceștia să fie duși la secția de terapie intensivă. Probabil că aceștia au mai multe dureri abdominale și pierderea apetitului comparativ cu ceilalți pacienți aflați în cazuri mai blânde. Doar o mică parte din ei mor, rata fatalității este în jur de 3%, dar nu putem fi siguri până când acest coșmar se termină. Ziua 17. În medie, cei care se recuperează sunt externați din spital după una-două săptămâni. Dacă te îmbolnăvești și ai aceste simptome și crezi că ai fost expus virusului, se recomandă să suni un doctor întâi și să nu te deplasezi direct către un spital. Totuși, primul simptom ar putea să nu apară chiar imediat după ce persoana a fost infectată. Un studiu recent a arătat că perioada medie de incubație a virusului este în jur de 5 zile. Odată ce simptomele apar, acestea ar putea fi asemănătoare cu cele ale pneumoniei, dar Paras Lakhani, un radiologist de la Universitatea Thomas Jefferson, a spus că COVID-19 se poate distinge de pneumonie după modul în care evoluează în timp. De obicei, pneumonia nu progresează rapid, spunea doctorul radiologist în mod tipic, cele mai multe spitale vor trata boala cu antibiotice, iar pacienții se vor stabiliza și si simți mai bine. Cu toate acestea, starea persoanelor cu acest virus se poate înrăutăți după ce primesc tratament, precum lichide sau steroizi. Într-unul dintre cazurile studiate s-a descoperit că la 3 zile după ce o femeie de 33 de ani a început să primească tratament la un spital din Lanzu, China, boala ei a fost mult mai pronunțată decât atunci când a ajuns. Știu că deja v-ați plictisit să auziți propozițiile care urmează să vi le spun, dar acestea sunt recomandările Ministerului Sănătății. 1. Evitarea zonelor cu un număr mare de persoane. 2. Limitarea la maximum a oricărui contact cu alte persoane străine. 3. Evitarea atingerii suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent de alte persoane, precum mânere, clanțe, butoane. 4. păstrarea unei distanțe de aproximativ 1,5 metri față de alte persoane întâlnite. 5. evitarea deplasărilor în țările care se confruntă cu un număr mare de cazuri de infectări. 6. folosirea unor rute sau modalități de transport alternative pentru a evita zonele aglomerate. Și evident, ultima și cea mai importantă, spălați-vă pe mâini cu săpun pentru cel puțin 20 de secunde. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!